Hristos a înviat. Ediția Secvenței Trinitas de astăzi ne oferă o puternică mărturisire de credință. Uneori viața ne aduce greutăți pe care le acceptăm cu greu, care ne îngenunchează. Omul credincios acceptă suferința și nu își permite să deznădăjduiască. Pleacă genunchii și cu lacrimi strigă la Cel ce s-a răstignit pe cruce și a înviat pentru mântuirea sufletelor noastre, conștient fiind că de la Mântuitorul vin și îndurarea, dar și salvarea noastră. Realitatea aceasta a trăit-o și părintele Mihai Iordăchescu din Iași, când, în urma unui grav accident, fata lui cea mare, Andreea, nu a primit nicio șansă de supraviețuire. Astăzi, Andreea este studentă la Facultatea de Medicină din Iași și este o dovadă clară a puterii, milei și iubirii nesfârșite ale lui Dumnezeu. Povestea minunii în minutele următoare. Am aflat de tânără pe care ai chemat-o în chip minunat la mănăstirea ta ca să se închine la Sfintele tale moaște și să o binecuvintezi și știm că ai vindecat-o de boala ei după ce a stăruit în rugăciune către tine. Iar noi suspinăm după cerescul tău ajutor, Sfinte Efrem, vrând să trăim și noi acoperiți de binecuvântarea ta, ca să cântăm lui Dumnezeu, Aleluia! Am credințat-o lui Dumnezeu, preoteasă să te ajut în genunchi lângă la ușa de la intrare din UPU, din urgență de la neuro, și plângea și se ruga și cu toată tăria pe care mi-a dat-o Dumnezeu, am credințat-o lui pentru că nu era altă cale. Februarie 2021. Andreea Iordăchescu, alături de alte colegi de la Facultatea de Medicină din Iași, pleacă într-o mini-vacanță în Bucovina. Era atunci în anul întâi, terminase semestru întâi de facultate, a luat toate examenele din sesiune și a vrut să plece împreună cu colegii de grupă într-o mini-vacanță de 3 zile la Gura Humorului, aici în apropiere. Evident că am lăsat-o, nu ne-am gândit că s-ar putea întâmpla ceva grav. A doua zi după ce au ajuns acolo, au hotărât ele între ele să meargă la partea de schi din Gura Humorului, unde se poate lua și un ATV să facă un traseu. De obicei, traseurile acelea se făceau pe asfalt, firma respectivă a ales să le urce direct pe munte. Excursia aceasta avea să-i schimbe în totalitate viața familiei Andreei. O plimbare cu ATV-ul pe muntele înzăpezit se transformă rapid într-o tragedie. Am fost pe un munte, în pădure, și fiind împotmolită în zăpadă, încercând să ies, am accelerat. S-au răsturnat într-o prăpastie, într-o râpă, pe partea stângă. ATV-ul a căzut peste ea, a lovit-o direct în cap. Cealaltă fată, colega ei care era în ATV, a reușit să sară și a avut doar câteva fracturi de coaste. Ea a intrat direct în comă, am primit telefon de la una din colegile ei. Am crezut că e ceva, se mai întâmplă un accident, ne pregăteam să plecăm la Gura Humorului, dar apoi am început să primim tot mai multe telefoane și ne-am dat seama că situația este foarte gravă. Au intubat-o imediat cei de la SMUR de acolo din Gura Humorului și au transportat-o la Suceava. Vorbind la telefon cu cei de la spital, de la Gura Humorului, cu echipa medicală care a preluat-o, care a descarcerat-o și a preluat-o, ne-am dat seama că e foarte grav și atunci am început să ne rugăm, pentru că nu avea sens să mergem, să o vedem, să o luăm, să o aducem de acolo. Ne-am dat seama că, pe măsură ce vineau informațiile, că viața e atână de un fir de ață. Și am reușit să luăm legătura cu cei de aici din Iași, de la SMURT. Au luat și legătura cu cei de la Suceava. Acolo s-a făcut o comisie medicală, au evaluat-o și au spus că e mai bine să o trimită la Iași. Nu au vrut să ne spună cât de gravă e situația, ca să nu ne sperie. Au trimis-o cu ambulanță, două ambulanțe a plecat din Iași. Cealaltă din Suceava s-au întâlnit la jumătatea drumului și au adus-o cu ambulanță, pentru că vremea, când era atunci, 10 februarie, nu permitea să meargă să o ia cu elicopterul. Andreea este transportată de urgență la Spitalul de Neurochirurgie din Iași. Medicii constată rapid gravitatea situației. Era intubată, dezbrăcată, pus un ceașaf peste ea și se cutremura așa, pur și simplu tremura. Mi-a dat seama să o vezi plecată de acasă pe picioarele ei, voioasă și bucuroasă că a luat toate examenele din sesiune și că merge 2 zile să se relaxeze. Să o vezi s-a dus după a doua zi seara, în starea în care era, a fost un șoc.
cei de acolo, de la primii urgenți, se uitau la noi ca la niște ciudați. Aveam cu mine Sfintele Moaște și Papucelul Sfântului Efrem pe care le-am la biserică. Le-am pus pe corpul ei, am uns-o cu ulei de la Sfântul Efrem din Grecia, am uns-o cu o bucată de vată îmbibată cu mirul care coge de mașile Sfântului Dimitrie de la Terasalonii pe care o aveam dintr-un pelerinaj. Am însemnat-o cu semnul crucii peste tot pe unde se putea și mai ales la cap, cu Papucelul, cu Sfintele Moaște, cu Moaște de la Sfinții de Închisori, cu Moaștele Sfântului Luca al Crimeei, cu opreticică de Moaștele Sfântului Efrem și am încredințat-o lui Dumnezeu. Preoteasa să stea jos în genunchi lângă la ușa de la intrare din UPU, din urgență de la Neuro și plângea și se ruga și cu toată tăria pe care mi-a dat-o Dumnezeu am încredințat-o lui pentru că nu era altă cale. Domnul a dat? Am trăit toate aceste cuvinte, știți, pe care de obicei le vorbeam pe de rost sau citite sau învățate în facultate sau citite din cărți. Și Dumnezeu a îngăduit să le trăiesc pe toate. Să văd ce înseamnă aceste cuvinte ale dreptului Iov. Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Aflată în comă de gradul 4, cu leziuni axonale difuze, cu pneumonie, tânăra studentă nu avea medical nicio șansă de supraviețuire. Andreea este propria ei minune. Ea a ajuns la noi într-o stare gravă. Cu toate astea, având în vedere vârsta, având în vedere mai mulți factori pe care noi îi luăm în evaluarea medicală a fiecărui pacient, am decis la momentul respectiv ca îngrijirea să fie maximală. Andreea a venit într-o stare foarte gravă, într-o stare de comă în care supraviețuirea de cele mai multe ori este pusă sub semnul întrebării. Aturile Andreei a fost că este un organism tânăr, un organism care a venit repede și la care am putut iniția foarte repede măsurile terapeutice, dar starea era foarte gravă prin prisma faptului că era afectat creierul difuz în totalitatea lui. Noi numim asta leziuni axonale difuze. Înseamnă că toate căile neuronale la diferite niveluri ale creierului sunt întrerupte și lupta mare este să menținem toate condițiile care să-i facă organismul ei să suporte această boală, pentru că vindecarea, până la urmă, vine din organismul ei. Mi-am aduc aminte foarte bine momentul în care Andreea a fost internată în terapia noastră. Eram de gardă cu colegul meu, doctorul Plugaru, care și-a asumat responsabilitatea cazului ca și medic curant de terapie intensivă. Dar îmi amintesc foarte bine că ea a venit într-o stare deosebit de gravă, ca urmare unui politraumatism sever. Era intubată și cu o comă profundă. Un caz de genul acesta îi se asociază o mortalitate intraspitalicească destul de mare. Din punct de vedere al instituției medicale a fost o provocare pentru că a fost un caz complex, a fost un traumatism foarte grav, cu un prognostic care în mod normal este unul foarte prost, este un prognostic de obicei negativ. Și a fost și partea emoțională, pentru că pentru noi toți pacienții sunt importanți, dar mai ales atunci când e vorba de pacienți mai tineri, încărcarea emoțională este mult mai mare. Medical, medicii nu v-au dat șanse absolut deloc, dar dumneavoastră nu ați îndrăznit să vă pierdeți nici credința și nici speranța că Andreea va fi bine, așa este? Absolut. Nu a avut nicio șansă. Deci, dacă medicii care au supravegheat-o și au luptat pentru viața ei, au spus că nu avea nicio șansă, lucrul acesta l-a constatat și ea. În anul 2, după când s-a reîntors la școală, la facultate, a făcut neuroanatomie și anatomia creierului și alte obiecte în care a avut și ocazia să studieze propriile buletine de analiză. Și ea singură a constatat și a spus, potrivit actelor medicale, eu nu ar trebui să fiu aici, adică nu ar trebui să fiu în viață. Unul din doctori a spus că atunci când a fost adus atunci seara la Iași, aproape nu avea activitate cerebrală. Doctorul care a internat-o a fost foarte cinic așa și a spus, părinte, ea acum este la masă cu Dumnezeu și de el depinde dacă o mai trimite înapoi, dar din punctul meu de vedere nu are nicio șansă să se întoarcă. Spuneau la început că decesul va să veni în câteva ore, dar Dumnezeu apoi a lucrat așa, cum a știut el mai bine, prin medici, prin preoți, prin oameni, prin credincioși și simpli, prin
ierarhii care se ruga pentru ea, prin monahii, monahilii care se ruga pentru ea, prin Maica Domnului, prin sfinți. Mângâiați de cuvintele Mântuitorului care ne adeveresc că milostivul Dumnezeu poate toate, Părintele Mihai, alături de familie, dar și de credincioșii pe care îi păstorește, au îngenunchiat zilnic la Sfânta Liturghie, la slujba acatistului unor sfinți la care au mare evlavie, dar și la slujba tainei Sfântului Maslu. Îndrăznesc să spun că a fost și o multă rugăciune plecată dintr-un suflet care era smerit, dar în același timp pregătit pentru rugăciune. Să știți că rugăciunea când pleacă din inimă poate este privit un pic mai repede decât în alte cazuri. Eu cred în puterea acestei rugăciuni pentru că acest părinte, în pofida, și recunosc și îmi asum că îi dădeam puține speranțe. Îi spuneam, părinte, nu prea sunt speranțe în cazul Andrei, pentru că majoritatea cazurilor care au ce are Andreea nu prea ies cu bine. Nu și-a pierdut nădejdea și speranța nicio clipă și a zis, Andreea, va fi bine. Asta mi-a zis el tot timpul și a zis, părinte, Doamne, ajută, ne rugăm cu toții și o ajutăm și cu toții, cu tot ce putem. V-ați asumat, cred, și un canon de slujire, de rugăciune? Aici, în biserică, am făcut și s-a făcut apoi liturghie zilnic. Și așa am văzut, cum am spus la început, ce credință avem. Făceam liturghie de dimineață, cu ajutor, bineînțeles, nu eram în stare singur, m-au ajutat câțiva părinți și le mulțumesc pe această cale. Făceam liturghie fiecare dimineață cu acatistul Sfântului Efrem sau acatistul Sfântului Luca al Crimeei, al Sfântului Ioan Rusu, al Sfântului Nectarie, al Sfinților din închisori, acatistul Maicii Domnului Pantanasa și la toți ceilalți sfinți la care ne-am rugat în această perioadă. Apoi liturghia și după liturghie rămâneam și făceam Sfântul Masul. Pentru ea, o pomeneam doar pe ea. Am avut bucuria că ne-au fost alături credincioși și au venit și s-au rugat și ei împreună cu noi. Unii dintre ei ne-au ajutat și mai mult și au și postit. Era undeva câteva săptămâni înaintea perioadei postului mare, în 2021. Și așa, cu liturghie, cu rugăciune, cu Sfântul Maslu, cu post, așa lucrurile au început să se miște și Dumnezeu să se milostivească. Și a ieșit din comă. Și să-și vină, da, să iasă din comă, da. Îmi povestea părintele că tu simțeai că ești prezentă la Sfânta Liturghie. Astea sunt trăirile pe care ți le aduce aminte din perioada în care ai stat în comă? Da, visam că merg la biserică. Atunci tatăl meu făcea slujbă. De mare ajutor le-a fost părintele Adrian Chelaru, care slujește la capela Spitalului de Neurochirurgie din Iași. Părintele a săvârșit zilnic pentru Andreea taina Sfântului Maslu și a împărtășit-o. N-aș vrea să fiu patetic sau lingușitor, dar vreau să vă spun că Andreea a început să-și revină după ce în al preasfințitul Teofan i-a citit niște rugăciuni de sănătate și ne-a îndemnat pe toți preoții din Iași și nu numai să ne rugăm pentru dânsa, iar de atunci am făcut Sfântul Masul în fiecare zi. Andreea este un copil minune al lui Dumnezeu, toți suntem copiii lui Dumnezeu, dar în cazul Andrei s-a văzut în mod real, efectiv, aproape fizic, mâna lui Dumnezeu asupra ei. Pentru că în prima zi spunea că nu o să ajungă, nu o să apuce dimineața și după aceea, încetul cu încetul, a început să-și revină, bineînțeles cu ajutorul și al medicilor, a tratamentului medicamentos, dar și mai mult cu ajutorul rugăciunilor, a credinței Dumnezeu. Cred că factorul credinței a fost primordial, a fost cel mai important. Împreună cu părintele Mihai Iordăchescu, tatăl Andrei, dar și cu alți preoți din oraș, zilnic am săvârșit taina Sfântului Maslu la patul Andrei. Și aici a contat foarte mult și suportul conducerii spitalului. 23 de zile a stat Andreea în comă, în permanență cu veșmântul de pernă din racla Sfintei Cuvioase Parascheva, așezat pe capul ei. Momentul în care medicii au detubat-o a fost unul extrem de riscant, dar finalizat cu succes. Putem vorbi cumva de o minune, faptul că într-un traumatism atât de grav și într-o stare foarte gravă cum a venit, a fost o recuperare. Sau mai degrabă spus, adevărata minune e modul în care s-a recuperat și cât de bine s-a recuperat după. Când te detubează, trebuie ca să poți rezista, să fie plămânii sănătoși, să poată respira singuri. Ea a avut nu doar afecțiunea aceasta craniocerebrală și de neuroni, rezone axonale,
Ce a avut și a venit de cu pneumonie de acolo, pentru că era zăpadă și a stat într-o apă în zăpadă până când au descarcerat-o. Apoi pneumonia s-a agravat din alte cauze. Plămânii au fost foarte afectați, au fost pe antibiotic din cele 40 de zile și ceva, cât a stat în spitală, 30 ceva de zile. Și după ce i-au curățat foarte bine plămânii cu bronhoscopul, atunci au hotărât să detubeze, dar în continuare le era frică. Și tot pentru că am această ocazie, mulțumesc din toată inima doctorului Plugaru, medicului curant de ATI, care a avut curajul să o detubeze. Și prin puterea lui Dumnezeu și a Maicii Domnului și a Sfinților, a reușit să respire singură, doar cu masca de oxigen ajutată. Și nu a fost cazul de reintubare, care era foarte periculoasă și foarte mulți dintre cei care s-au reintubat nu își mai revin, numai plămânii cedează în cele din urmă și își pierd viața. Și atunci a fost așa ca o bucurie, pentru că cazul ei a impresionat foarte mult. Eram la liturghie atunci, în timpul liturghiei, când am primit mesajul că a fost detubat și respiră singură și plângeau toți acolo la ATI. Ea, bineînțeles că a plâns, că s-a emoționat, nu știa unde este, ce-i cu ea. Dar plângeau toți, și mediul care a detubat-o, și echipa care a detubat-o, și asistentele, și infirmierele, și părintele de acolo, părintele Adrian, și tot spitalul era într-un fel de entuziasm de acesta. Că Andreea respiră singură și a revenit printre noi. După ce am ieșit din comă, am văzut părinții, eram foarte fericită, iar atunci nu știam unde sunt. Și ne-au plâns mult. Înainte de accident, Andreea era o tânără cu visuri mari în ceea ce privește cariera medicală, pasionată de sport și foarte sociabilă. Astăzi este la fel, doar domeniul în care vrea să profeseze ca medic s-a schimbat. Cum era viața ta înainte de accident? Facultate, multă sală, cântam la chitară, conduceam. Și visai să devii un viitor medic? Da, și acum visez. Nu mi s-a schimbat visul, dar acum sunt mult mai motivată după ceea ce am pățit să devin un medic bun și după suferința pe care am trecut, o să-mi fie mai ușor să înțeleg suferințele oamenilor. Înainte de acest accident, visai ce fel de medic o să fii? Aveai deja specializarea bifată? Da, e cardio. Cardiolog? Da. Iar acum? Neurolog. Nu doar faptul că Andreea a supraviețuit unui astfel de traumatism craniocerebral este o mare minune, ci și tot ce ține de recuperarea ei. Credința este mai importantă decât știința. La Andreea cred că au fost extrem de multe lucruri care au dus la acest prognostic favorabil. Un pacient extrem de grav, cu puține șanse date din start de orice fel de echipă medicală de lumea aceasta, a avut și personalul medical, și credința, și cei care au fost aproape, și nu degeaba pe frontispiciul unei facultăți de medicină scrie că eu am operat, dar Dumnezeu a vindecat. Recunosc că și în acest spital există foarte multă credință, părintele Chelaru face minuni în fiecare zi și aplicarea mai ales față de patologia oncologică, cei mici care au probleme importante de sănătate, este o minune care se repetă în fiecare zi. Dar Andreea, pentru noi, rămâne marea minune a acelui sfârșit de an. Noi facem treaba cât de bine știm, putem noi să o facem, dar când vezi așa un pacient cum merge, îți pui probleme, bineînțeles, dacă se întâmplă și altceva, ceva pe care tu nu poți să-l controlezi. Și cred că în cazul Andreei vorbim și de mâna lui Dumnezeu categoric. Toți cei cu care am vorbit, specialiști neurochirurgi din Iași, din București, din țar, din Cluj, și chiar din afara țării, Paris, pe exemplu, toți au spus că, pe de o parte, la început au spus că nu are nicio șansă să trăiască, pe de altă parte au spus că dacă va trăi, fie va fi o legumă, fie își va reveni foarte greu în foarte mulți ani. Revenirea ei a fost imediată, a fost foarte rapidă. Au urmat câteva luni grele de recuperare. A fost la o clinică din Germania, iar apoi a continuat procedurile în România. A fost o surpriză pentru noi faptul nu numai că și-a revenit din starea de comă pe care a avut-o, dar că a reușit ulterior să se reintegreze în plan social,
ceea ce e mare lucru și asta îi se datorează integral. Să știți că succesul medical aparține și sunt studii făcute doar maxim 30% echipei medicale. Restul îi aparține pacientului. Și cred că întregului rămâne lui Dumnezeu. Exact. Iar 100% vă dați seama că este ceva mai mult, aparține divinității. Ați simțit că lucrează Dumnezeu în cazul acesta, fără doar și poate? Fără discuție. În multe cazuri pe care le avem la noi pe terapie, simțim acest lucru. La doar 5 luni de la accident, Andreea s-a întors ca studentă la Facultatea de Medicină din Iași. A recuperat perioada universitară pierdută, iar astăzi continuă cu inima plină de nădejde, dar și cu multe eforturi, și studiile, dar și programul ce ține de refacerea ei fizică. Dumnezeu îți dă, dar nu spune în traistă. Trebuie să și dorești tu să se întâmple acest lucru. Iar Andreea a demonstrat asta. Pentru că astăzi își continuă studiile, face o facultate dificilă, facultate de medicină, și cu siguranță va fi un medic foarte bun, va fi în primul rând un om, dincolo de a fi medic, care va înțelege suferința prin care trec pacienții pe care îi va avea de tratat. Tot ceea ce am trăit și trăim sunt minuni mari. A reușit să recupereze de mult încât a putut să meargă pe picioarele la școală, chiar dacă mergea mai greu și vorbea mai greu, și a putut să continue școala fără să piardă anul. A pierdut semestrul 2 din anul 1, pe care l-a recuperat apoi în anul 2, în semestrul 2, și spre surprinderea tuturor, și a colegilor, și a profesorilor, și a doctorilor, ea s-a reîntors la școală după 5 luni de la detubare. Deci a fost o minune continuă, deși din exterior așa se vede, din interior a fost foarte greu, mai ales pentru noi și pentru ea, dar a fost o minune extraordinară lucrul acesta, că recuperarea a fost rapidă și Dumnezeu a pus putere în ea și a dat putere să lupte. Nu s-a deprimat, nu s-a întristat, nu a vrut să abandoneze drumul, nu a spus că e prea greu, ci a tras de ea și trage în continuare de ea cu foarte multă voință și cu foarte multă determinare ca să fie cum a fost înainte. Puțin mai greu este, în paralel cu studiul, cu facultatea, să fac și recuperare. Dar acum începe medicina adevărată, când încerc să fac semiologie medicală, chirurgicală, încerc să iei contact cu pacientul, în meu de vedere a fost abia atunci începe medicina. Noi încercăm să găsim în fiecare student, din punct de vedere cadrului didactic, în fiecare student, acele resurse care îl vor face să fie un doctor bun, pe domenii care sunt extrem de variate. Oamenii care trec prin suferință, să știți că sunt oameni buni. Ei devin mai buni. Am rămas puțin cu un strabism post-traumatic la ochiul drept, care îi dă vedere dublă. Cu ajutorul Dumnezeu am reușit să ajungem în Israel, la al doilea spital din lume, ca dimensiune. Oftalmologii de acolo au reușit să găsească un fel de remediu, ochelari cu prisme, care o ajută să vadă mai bine, să nu mai vadă dublu. După 2 ani, e prima dată când spune că vede bine și e mulțumită cu vederea, dați seama. În tot acest timp, anul 2 și primul semestru din anul 3, i-a învățat cu vedere dublă. Adică a făcut un efort dublu față de un student obișnuit. Mai răspuneați la o mână, câteva mișcări de... Puțin la degetele, la mâna dreaptă, însă am văzut că se corectează și aici e singurul caz în care mai face kinetoterapie. Și limbajul, probabil, și limbajul, care la fel, da, se recuperează. Față de ce a fost, vorbește foarte clar, dar volumul în voce nu mai este cum era înainte și, desigur, ea își dorește ca orice om. Nimeni să nu observe vreo diferență între ea și un om care e sănătos. Întâlnirea cu medicii care au luptat cu toate armele științei pentru salvarea ei este de fiecare dată una emoționantă și, desigur, plină de mulțumiri. Mă bucur să vă revăd și vă mulțumesc încă o dată, fiindcă ați făcut tot posibilul să privim la piață. Te așteptăm la noi în stagii ca medic rezident. Sunt sigur că Andreea va ajuta și ea alți oameni la rândul ei. Modul în care și-a revenit Andreea este deosebit. Adică am stat de vorbă cu ea adineauri și mi-a povestit cum a fost secțiunea ei la medicină. Andreea pășește astăzi cu recunoștință în salonul unde bunul Dumnezeu a readus-o la viața normală. Cu evlavie intră și în capela spitalului unde mii de rugăciuni s-au înălțat pentru salvarea ei. Astăzi pleacă ea aici genunchii la rugăciune. Ai terminat sesiunea, da? Am terminat, da. Ai venit să mulțumești doctorului.
în primul rând, doctorul liceului mare, lui Dumnezeu. El te-a, el te-a făcut sănătoasă. Da. Și doctorilor celorlalți doctori. Știți ce au spus în al preasfințitul Teofan? Că medicii, și ai să ajungi medic, medicii sunt prelungirea mâinilor lui Dumnezeu. Ai să faci mult bine tuturor celor suferinți. Da? Și să vezi în chipul fiecărui suferind, chipul lui Hristos. Și să fii un exemplu și pentru ceilalți tineri care trec prin astfel de situații. Fruntea sus tot timpul, să aibă încredere în ajutorul lui Dumnezeu, să nu deznădăjduiască niciodată, oricât de greu ar fi. Noi aici, la nivelul spitalului, facem neuroștiință. Ori neuroștiința include tot. Include inclusiv prezența spiritualității în această echipă. Noi, ca medici, cu toată echipa din jur, medicală și aici, cuprind totul, asistenți, infirmieri, asigurăm decât o mică parte a acestei vindecări. Ca să avem o viziune de ansamblu de 360 de grade, e nevoie și de spiritualitate. Da? De asta există în spital capelă. Supraviețuirea și recuperarea ei se datorează, fără doar și poate, lucrării mântuitoare a celui ce pe toate le știe, a celui ce infinit ne iubește. Atât Părintele Mihai, cât și Andreea știu că această nouă șansă la viață este una pe care Dumnezeu a îngăduit-o cu un scop. Asta vedem și noi, asta ne-au spus toți care au fost aproape de noi în această perioadă, inclusiv medicii din spital. Dacă Dumnezeu a îngăduit așa cu ea, sigur are o misiune și probabil ea va fi una din mâinile prin care Dumnezeu va vindeca pe cei în suferință și nu îi doar îi va vindeca, nu îi va trata ca niște cazuri, și exact așa cum învăța Sfântul Luca al Crimeei pe studenți și pe rezidenții lui, le spunea că trebuie să vă gândiți că înaintea voastră nu aveți un caz medical, ci aveți un om sau un pacient care suferă. Să vă aplicați asupra suferinței lui întâi. Și cred că toată suferința aceasta prin care Andrei a trecut o va ajuta foarte mult ca aceste cuvinte ale Sfântului Luca să fie un crez pentru ea în misiunea de medic. Andreea nu este doar un viitor medic care își ia în serios responsabilitatea față de oamenii în suferință, ci și un tânăr ce și-a asumat cu smerenie o pravila rugăciunii. Ai un sfânt drag? Da, Sfântul Efrem. Mereu mă rog la el. În timp ce stăm la spital, mă rugam la Sfântul Efrem. Și acum citește și mai mult. Când m-am dus în cameră să împărtășesc dimineață, am văzut-o citind acatistul Sfântului Efrem la 5:30 dimineață după ce s-a trezit. Citește în fiecare zi acatistul Sfântului Efrem, citește în fiecare zi acatistul Sfântului Luca al Crimeei, care e un model pentru ea și a fost, a condus pur și simplu echipa medicală din punctul nostru de vedere. Citește în fiecare zi acatistul unui sfânt mai puțin cunoscut la noi, Sfântul Serafim din Sofia, numit ocrutitorul și ajutătorul studenților, pe care l-am cunoscut, am primit o carte pur și simplu înainte de a intra ea în prima sesiune, după accident, după ce s-a întors la școală, și pe care îl mărturisesc. A ajutat-o și ajută foarte mult. Și în fiecare zi citește aceste trei acatiste și se roagă la acești trei sfinți și e cu inima tot timpul la Dumnezeu, cu gândul tot timpul la Dumnezeu, pentru că această a doua viață e un pe care o trăiește acum, e clar, e un dar de la Dumnezeu și se bucură de el, fără tot timpul permanent recunoștință. Povestea Andreei ne-a așezat în inimi un mare adevăr, uitat adesea, din păcate. Bucuria învierii vine după tristețea răstignirii. Ne-a amintit de opotrivă și de datoria noastră de a stărui în jertfire și în credință. Tot ceea ce s-a întâmplat a reprezentat o șansă pentru noi să vedem ce credință avem, ce înseamnă credința ortodoxă, mai ales ce înseamnă Sfintele Taine, Sfânta Împărtășanie și Sfântul Maslu și puterea rugăciunii comune prin Sfânta Liturghie. Andreea, de când era în comă, s-a împărtășit permanent. O împărtășesc aproape zilnic. Consumam o sticluță întreagă de ulei pe care o sfințeam atunci când făceam Sfântul Maslu și ungeam fiecare deget și pe partea și pe alta, fiecare deget de la mâini, fiecare deget de la picioare, fiecare umărul, tot ceea ce ea nu putea, capul, gâtul, pentru că ea s-a născut din nou, adică nu putea să-și țină capul, nu putea să-și țină spate, nu putea să stea în fund. Și asta ne arată nouă cât de important este să fim stăruitori în credință. Absolut. Până nu te mistui, până nu te consumi, nu te dăruiești lui Dumnezeu, nu obții rezultate. Bucură-te că ne înveți să prețuim iubirea pentru aproapele nostru mai mult decât dreptatea. Bucură-te că-i binecuvintez. Andreea zâmbește astăzi, iar tatăl său o privește cu toată dragostea pe care doar un părinte ce trece printr-o astfel de tragedie o poate simți.
bucură-te că prin chemarea numelui Tău, arătările de diavolești se risipesc. Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Efrem, nouăle făcătoare de minuni. Crucea pe care viața le-a așezat-o și pe care au dus-o și o duc într-o smerită înțelepciune, ne pildă tuturor în întărirea credinței. Tot ceea ce Dumnezeu îngăduie este spre mântuirea noastră, iar pentru asta trebuie să fim veșnic mulțumitori, căci nimic din vremelnicia pământului nu este mai presus de eternitatea cerului.